să punem... Zi. Mi-am adus aminte de niște misionari, n-am să dau nume, dar niște oameni deosebiți. Am avut, cum să zic, onoarea să-i avem la noi acasă, am învățat foarte multe lucruri de la ei, scuză-mă că da, da, e regulă, că e... Zic că zici și... bine. Într-o dimineață m-am dus să le duc mâncare și se auzea așa foarte tare vorbind, umblau dintr-o parte în alta, nu știam ce se întâmplă, nu știam ce să fac cu mâncarea, eram așa cu tăvița, cu micul dejun și zic, nu, se răcește, ce să fac cu ei, normal, ar trebui să fie treci până la ora asta, tot am încercat, am auzit mișcare și încercam să le duc, să rezolv ce aveam eu de făcut. Și am bătut până, mi-am făcut curaj și am bătut la ușă și erau plini de prezența Domnului și se rugau și cântau cu mâinile pe sus, unul mergea într-o parte, celălalt în cealaltă, se bucurau, zice, dar nu e nicio problemă, zice, nu ne-ai deranjat absolut deloc. Așa de mult mi-a vorbit Dumnezeu prin treaba asta că... Așa erau de plin de Duhul Sfânt că într-un mod natural și așa de frumos. M-a marcat. Am zis, da, nu trebuie să stai într-un singur loc, să nu te miști. Deci nu să... era nimic rigid asta. Nu era absolut nimic. Thank you, Jesus. Sunt toți dintr-o parte și nu erau... Deci credeți-mă, nu era clar, vorba era de... E clar, din Africa. Deci dacă ai zis thank you, Jesus... deci nu... cum să spun, nu era nimic prefăcut, nu era nimic de... Lucrul acela îl făcea de câteva ore și încercam să găsesc momentul potrivit în care să mă duc să le duc mâncarea. Așa am fost foarte zidită cumva de modul lor de închinare. Deci te-ai dus cu tava acolo și când ai deschis ușa, ai văzut... Ei mi-au deschis. Și am fost marcată de faptul că nu trebuiau să folosească multe cuvinte, prin acțiunea lor, prin faptul că se rugau și cântau, chiar în timp ce își au luat micul dejun. L-au luat și continuau să se roage în timp ce mergeau dintr-o cameră în alta. Am fost marcată și mai mult decât atât, la predicile lor, chiar eram cu Cătălin, i-am însoțit cam peste tot unde au fost și un lucru foarte interesant, niciodată nu mi s-a mai întâmplat asta, nu știu dacă îți mai amintești, Cătă, plângeam continuu. Deci orice spuneau, nu știu, erau atât plin de prezența lui Dumnezeu, încât pur și simplu nu puteai să stai fără să fii atins. Prima dată în viață când mi s-a întâmplat lucrul acesta, să plâng în continuu. Deci nu puteam să mă abțin. Nu că mi-era rușine, dar noi și cântam și nici cum nu puteam să mă reabilitez. Tot, orice cuvânt și nu spuneau cuvinte multe. Cuvinte simple și pline de putere. În mintea mea așa era asemănarea cu modul în care Domnul Iisus predica Evanghelia. Modul în care Domnul Iisus le vorbea oamenilor. Foarte interesant. Așa, un mod simplu și curat. Plin de putere. Când vorbeam la început despre a-ți lua rădăcinile sau vitalitatea vieții, puterea vieții din spusele oamenilor sau din aprecierile oamenilor, îmi place tot timpul să văd ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Sunt anumite texte în Evanghelie care sunt așa de frumoase. Spune că înaintea zorilor, Domnul Iisus Hristos se ducea să întâlnească cu Tatăl, să ruga. După o evanghelizare spectaculoasă, minuni în masă, oamenii hrăniți, Domnul Iisus Hristos se retrăgea deoparte, zicea să se ruga. Și am văzut asta și la alți predicatori care iubesc pe Domnul și care pentru mine sunt un model. În primul și în primul, nu trebuie să-i întreb, dar se vede ca o viață de rugăciune acolo.